Delman Kennedy, Something to Someone, la 11 peste 14, Ralu aici cu tine și așa cum ți-am promis mai devreme, nu voi fi iarăși singură, mai am un invitat special. Este content creator încă din 2019, are peste 100.000 de urmăritori pe Instagram și peste 150.000 pe YouTube, iar pe TikTok peste 1.000.000. Claudiu Ischi e alături de mine în studioul 3net. Bine ai venit la 3net, Claudiu! Bine v-am găsit, yo! Vii în formă bună! Ai avut ceva de așteptat că ai venit, ai fost foarte punctual și îmi place lucrul ăsta, bravo. Îți dai seama, vine să vii de bine decât să întârzi. Ai energie la începutul zilei sau o capeți pe parcurs? Pe parcurs. Acum, în timpul acestui interviu, o să capăt energia, o să fie... Sper să primești și de la mine. Da. Cam de belșug. Contentul tău se bazează pe comedie, pe infotainment și lifestyle. Iana. Dar știu că ai foarte mult umor și asta observă toți cei care te urmăresc. Dar crede-mă, bunica ta face asta toată. Asta vreau să zic, nu-i mai minți, te rog frumos. Bunica mea este starul aici. Așa. Eu doar sunt un catalizator, doar un mediu prin care o fac pe bunica faimoasă și audiența mea, zice, să mă vrea pe bunica. Pe bunica exact. Și pe sora mea. Eu sunt doar acolo, în spate managerez totul strategic, să fie toată lumea fericită atâta. Este nevoie și de astfel de persoane, să știi că e foarte greu. Stai seama, dar n-am nevoie de bani, de faimă, să lasă bunicii și eu acolo sunt spatele managerului. Cum te gândești să introduci pe bunica ta în clipurile tale? Foarte ușor. Eu am cu bunica o relație foarte strânsă de când sunt mic și va veni de la sine. Adică, dinainte de TikTok și de social media, tot așa făceam caterincă cu ea, vorbeam, bifeam despre absolut orice, despre serialele ei, despre oameni din jur și toate chestiile astea. Și postam pe Insta Story și vedeam că prietenii mei chiar râdeau la chestia asta. Și am zis, super tare, blană. Și când a venit timpul pentru lansarea mea în TikTok, am zis, cred că ar merge să o introduc și pe bunica aici să văd ce și cum și na, până la urmă a prins. Da, chiar e de bun augur. Știu că ai câștigat de două ori titlul de cel mai bun TikToker în 2020 și 2021. Cum e să primești astfel de distincții și aprecieri? Te flatează? Sincer, era de așteptat, adică cum, adică să nu fiu... Evident! Mă simt normal, deci, stai că vine și anul ăsta să primești, dacă nu primești data, mă las de tot, nu se poate. Îmi place, ești optimist și îți apreciez munca la adevărata ei valoare. Și realist. Realist, mare, păi ai nevoie de așa ceva, să știi. Dar mi se pare că dacă e o mentalitate de genul, nu exagerată, îți dai seama, dacă e o mentalitate de genul, nu se poate să nu reușești în viață. Mi se pare că dacă nu te dai bătut și ai mentalitatea asta, la un moment dat, să zicem că eșuiesc de 2-3-4 ore, da? Dar dacă nu te lași, la un moment dat o să ajungi acolo. Eu sunt un bun exemplu. Eu, față de sora mea care este super talent, eu nu sunt cine știe ce talent, eu sunt ăla care nu a renunțat, a făcut ce i-a plăcut, nu a renunțat și gata, știi, până atât. Eu cred că te subestimezi totuși, lasă, că ai destul talent. Eu știu că sunt incredibil, dar nu pot să zic așa. Îi lași pe ceilalți să spună. Păi stai să mă... Care e relația ta cu Yasmina? Știu că ea a fost la noi, ea a fost înaintea ta, nu mai menționăm de lucrul ăsta, da. Că iarăși... Noi avem o relație foarte bună și în privat și în online. Suntem sincronizați foarte bine pe chestia asta, pentru că amândoi suntem cu actoria, cu figurile, cu toate chestiile astea. Și tot așa, acum am introdus-o pe bunii, m-am gândit să o introduc și pe ea la mintea cocoșului, pentru că ea este un asset foarte bun, știi? Da. Cum am ziceam, e o super talentată. Dansează, cântă, vrăjește oameni, cum vorbește cu oamenii, nu vine să cred ce poate să facă, știi? Și ea trebuia neapărat să o adaug și pe ea. Și a ajuns unde? A ajuns pe ușor-ușor, știi? Tipul de conte care făceam, comedie, lifestyle, challenge-uri și toate chestiile astea. A fost și meritul ei, pentru că chiar dacă primește ajutor din partea ta, trebuie să vină și ea cu ceva al ei. Ziceam, eu am fost doar un catalizator și ea, doar am pus-o pe ea într-o lumină foarte bună, să vadă lumea, uite, există această ființă incredibilă care poate exact. Să facă, știi, mai multe chestii decât mine, știi? Claudiu, tu ești cel mai bun TikToker, după cum vedem și după distincții. Da. Cum ți s-a părut ție la început TikTok-ul? Ai avut rețineri sau ai intrat așa în horă? N-am avut rețineri pentru că de mic am făcut actorie, cursuri de actorie. Eu vreau să fiu actor. Dacă nu mergea chestia asta cu media online, mă duceam spre actorie, spre teatru, știi? Da. Numai că odată cu creșterea asta, cu evoluția asta online-ului, mi s-a părut tot așa logic să urmez calea asta. Și da, nu a fost greu, pentru că făcând lecții de actorie, na, am luat ce am învățat de acolo și am transpus în mediul online, în filme. Și poate la început cu camera a fost un pic ciudat să mă obișnuiesc să vorbesc cu o cameră, că de obicei eram obișnuit să vorbesc cu, mă rog, nu erau oameni acolo. La teatru e doar așa o scenă mare și vezi negru, știi, ca să nu te exact. Sperii. Vedeam negru în fața ochilor la teatru de obicei. La și acum trebuia să mă obișnuiesc cu o cameră, dar în rest n-a fost cine știe ce. Și postând în continuu, cam asta e cheia secretului, secretul în online. Trebuie să postezi
zilnic. Uh-huh. Cât postezi mai des pe TikTok și în orice mediu, n-ai cum să nu reușești. Exact. Și cam câte postări pe zi faci? Acum nu mai postez atât de des cum ar trebui, dar la început 2019-2020, ca să pot să fiu remarcat, postam și de 50 ori pe zi. 50 wow. ori pe puțin, pe uh-huh. puțin. Și acum, dacă postez o dată la 3 zile, e bine. Dacă acum pot să-mi permit să mă dau un pic mai în spate, îți dai seama, mm-hmm. să gândesc mult mai bine contentul pe care îl fac și da. Chiar asta voiam să întreb, te gândești înainte de a posta o informație care va fi impactul sau îi dai drumul și vezi ce iese? Îți dai seama că acum, la nivelul la care am ajuns, trebuie să mă gândesc la ceea ce postez, că n-am anumită influență, dar la început mm-hmm. nu aveam chestia asta și postam tot ce voiam eu, să văd ce prinde, să văd cu ce se mănâncă TikTok-ul. Și am observat că se mănâncă cu următoarele chestii. Asta e cel mai important. Astea sunt tematicile care ar prinde în cele mai multe cazuri pe TikTok. Avem TikTok-uri despre familie, frați, mamă, chestii amuzante, cum vă certați sau dinamica, toată chestia asta. Uh-huh. După aceea avem chestiile despre școală, liceu, facultate, tot așa, care e dinamica în liceu, în școală, între colegi, toate nebunelile astea. Și la final, chestiile de cuplu. Ma, cine ar fi zis că na, dragostea este populară pe aplicația asta, știi cum da, e muzica da. Și aici pe aici. Chestii despre cuplu, dinamica în cuplu, cum se ceartă, cum se împacă, toate chestiile astea. Cu alte cuvinte, transpunem actualitatea în mediul online. Exact. Chestiile relatable cu care se regăsesc oamenii le transpun în mod amuzant sau într-un mm-hmm. fel în care să fie interesant pentru audiență pe TikTok. Și pe de o parte e și educativ, pentru că putem prelua de acolo câte ceva. Adică poate implementăm în cazul nostru câte exact, exact. Poate înveți ceva din chestia asta, dar știm cum suntem noi. Noi vedem o chestie și preferăm să învățăm pe propria noastră piele, știi, chiar dacă ni se dă un sfat. Așa mai bine este. Învățăm noi. Știu că ai făcut parte din Bass House. Cum e experiența din punctul tău de vedere? A fost incredibil. Eu aștept proiectul ăsta din 2019, pentru că din 2019 m-am uitat în afară, în Rusia și în America și erau toate casele astea, uh-huh. Hype House, Russia House, mă rog, nu știu cum se numesc. Și încă din 2019 aștept oportunitatea asta să facem ceva grandios și am apucat acum, timp de 2 săptămâni, am avut un proiect incredibil, Bass House. Și a fost combinația aia, nu e combinație ciudată, e o combinație între distracție și muncă. Știi, mă trezeam, știam că o să filmez, îmi plăcea, dar în același timp aveam niște chestii de punctare, niște obiective, știi? Și trebuia da. Să fie la timp, la cheie, mm-hmm. pentru că dacă nu era așa, pierdeam timpul și după aceea ne derulam cu alte chestii și... Nu, a fost super tare, super mișto. Abia aștept să repet experiența asta. Nu vreau să dau spoiler, dar s-ar putea să se respecte experiența asta. Am voie să zic asta. Când ceva și... e bun, o să continue, cu siguranță. Da, exact, asta vreau să zic și eu, da. Cum e să lucrezi cu ceilalți prieteni? Că, de fapt, există prietenii, nu? Printre influenceri? Îți dai seama că există prietenii de influenceri. Na, unii... Nu rezonez mai mult cu ceilalți, eu rezonez cu oamenii care fac aceeași chestie ca și mie, comedie, infotainment. Uh-huh. Că nu știu dacă m-aș înțelege cu cineva neapărat care face mica. Nu că m-aș certa, dar na, ce pot să... Na, eu nu mă machiez, toate chestiile așa. Și eu am grupul meu, vă și zic că sunt prietenii mei buni. E unul Sabin, e unul David și Robert. Și noi stăm, vorbim, ieșim, ne gândim ce content să facem, ne gândim ce și cum se vlăm pe parcurs, ne gândeam na, cum să cucerim lumea, cum să cucerim România cu contentul nostru și cam asta este stilul. Mm-hmm. Spuneai mai devreme că acum postez mai rar pe zi. Mm-hmm. De ce? Mai ai alte proiecte în curs? Întotdeauna sunt alte proiecte, nu numai pe TikTok, și pe YouTube și pe Instagram. Încerc să mă acces pe toate rețelele posibile, pentru că mm-hmm. asta face un influencer, content creator complet, știi? Exact. Mă mai duc, mai fac o poză, mă mai gândesc să filmez chestii pentru YouTube, pentru că contentul de pe YouTube este diferit față de TikTok. Mai trebuie să postez și pentru toate chestii de live. Dacă vrei să faci TikTok live sau YouTube live, e alt stil de content. Trebuie să le adaptezi în funcție exact. De fiecare platformă. Plus, dacă vrei să ai o relație strânsă cu comunitatea ta, trebuie să-ți faci un Discord, care acolo o altă muncă, trebuie să stai să-ți faci Discord-ul, să vorbești cu brodărașii, sunt știu că așa le spui tu. Se numesc fanii mei, sunt brodărașii mm-hmm. mei, fără brodărașii mei n-aș fi absolut nimica, le datorez tot lor și mi se pare că orice content creator trebuie să realizeze chestia asta atunci când se apucă de chestia asta, trebuie să pună foarte mult preț, foarte mult emphasis pe audiența lor. Acum intrăm și noi în categoria brodărașilor. Asta, da, ne primești acolo, mult, da? Măi, da, nicio problemă. Așa este. Claudiu, dacă tu ești influencer pentru ceilalți, pe tine cine te inspiră așa?
Păi tocmai ce am vorbit de inspirația mea la început. Bunica, bunica e inspirația. Pe lângă, bine, stai, inspirația că supremă. Acum am să o ajung acasă și să zic că mama, cum adică eu te-am crescut și, și tu zici de bunica, mai zici de mine. Mama, te iubesc, ea m-a învățat tot ce știu să fiu un om că nu știu ce. Dar bunii, gen, are locul e ei. Sufletul meu, e... Păi îmi face o zacuscă, îmi face un desert, m-am calmat și dacă... Totul până dacă, la mâncare. Da, exact, exact, da. Deci da, părinții, în general, familia e cea mai bună influență. Deci doar în cadrul familial, nu neapărat în exterior. Da, nu pot să zic că am... Uite, de exemplu, îmi place foarte mult Bella Porch, dar nu pot să zic că m-a influențat. Ea mă motivează să postez în continuare, pentru că știu că la un moment dat o să ajung și la ea și nu pot să mă prezint așa una, două, fără foarte premii, bine, vin da. Vin cu premiile mele, cu sora, cu toată lumea și Bella Porch din afară e TikTok-ărița populară. Fără să zic că, exact. Cum să nu fiu eu cu tine, măi, Claudiu, măi? Să-ți faci toate temele acolo, da, să da, fii... Claudiu, ce alte pasiuni mai ai în afară de partea asta de creare? În afară de content creation, să fiu eu profi, mă uit la aceste desene animate din Japonia numite anime-uri foarte des, pentru că au niște lecții de viață foarte profunde, chiar dacă poate pentru unii în România apar ciudate, sunt foarte profunde și sunt singura dată când pot să zic că plâng ca lumea sau mă emoționează ceva este atunci când mă uit la anime-uri, dar unul bun, știi? Pe bune? Da, sincer. Bine, ok, wow. Adică na, îți dai seama că și multe chestii din viața reală, când câștig premii de genul, mă gândesc, mamă, ce frumos, dă o lacrimă, dar nu cum atunci când la anime-ul chiar plâng ca lumea, adică mă uit în obiectiv și zic, mamă, chiar pot să plâng în halul ăsta. A fost mirată pentru că n-am mai auzit, asta e mirarea mea, da, mai auzit. Da, să încerci, o să-ți recomand niște anime-uri, nu o să mai ieși din casă o săptămână, să știi. Da. Cum te relaxezi tot când nu ai ceva? Sau și în perioada asta de relaxare faci content? Păi, relaxarea pentru mine, da, poți să zici că e și content, dar mai mult ies cu prietenii, stau cu bunica, bârfim, mănânc când vreau să mă relaxez, chiar dacă nu e cel mai sănătos lucru, cam asta e, comand o pizza, câte este de-astea. Și în rest, mă mai joc pe Counter, clasic acolo, Fortnite, cam asta. Activități specifice bărbaților, exact, ca să zic așa. Nu, da, exact. Că suntem bărbați, mamă, ce... Exact. Trebuie să ne simțim bărbați. Claudiu, ce frumos, pentru cei da, te admiri. Foarte bine, așa îmi place. Te vezi impecabil, da, să știi. Sunt cel mai bun. Pentru cei care ne urmăresc acum și încă nu ți-au dat follow pe toate platformele sau pe majoritatea, să o faceți, vă rog frumos, să postez chestii mișto. Pentru voi special o să postez mai des acum în camin la radio. Așa. Și să-mi dați follow acolo, frumos, elegant. Și uite, fix astăzi o să postez ceva pe TikTok legat de radio, așa că să fiți pe fază. Da, și ca să te știe pentru cei pe care nu te urmăresc încă, cum te pot găsi în online? Eu sunt Claudinski, dar fiți atenți, Claudinski fără nu, nu Claudinski, nu Claudisky, Claudisky, cu Y la final, pentru că am mai fost la emisiuni, nu o să zic acum ce emisiuni, la TV și chestii de-astea și am vorbeat cu mine degajat, frumos, elegant, respectuos. Și zi-mi și mie, te rog frumos, Claudinski despre tine. Și eu eram acolo, okay. Ai, știi? Mai bine spuneau Claudiu direct și... Claudisky, adică eram gen, damn, știi? Da, super. Claudinski pe toate rețelele, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, de toate, peste tot. Asta e Claudinski. Așa. Dați-i follow acolo și vedeți ce postează. O să vă placă, sigur, vă zic eu. Și mulțumesc, Claudiu. Mulțumesc pentru că ai venit la Trainet astăzi. Mulțumim că m-ați primit. Te mai așteptăm și baftă în toate proiectele tale. Mulțumim mult. Și te urmărim cu interes, să știi. Top. Iar pe tine te las cu Tom Santa, Rainfall, pe Trainet.